Salut! Aici Rezistența la Parlament. Continuăm proiectul nostru Rezistența 360, în care ne-am propus periodic să avem întâlniri cu forțele politice din România, să aflăm cât mai multe despre ceea ce se întâmplă cu adevărat în Parlament, să rămânem informați, cel puțin în următorii 3 ani și 6 luni, sau cât mai avem până la alegeri. Până acum, dintre forțele politice din România, Uniunea Salvați România este cea mai deschisă către dialog și iată-ne pentru a doua oară de câteva săptămâni la Parlament. De această dată suntem împreună cu Cristian Zeidler, deputat USR de București. Mulțumim, Piața Victoriei TV, aici este Costi Paratic. Salute, Costi! Salutare și vă mulțumesc! Andy Cârlar și Mihai Tudorică din Rezistența sunt și ei aici. Avem câteva întrebări și câteva topicuri stringente. În primul rând... Așa, salut! În primul rând, Cristian, salută-ți spectatorii. Mulțumim că acceptați. Încă nu ne-am obișnuit cu ideea că se poate și așa, se poate ca aceste uși și aceste coridoare uriașe să primească și oameni din afara Parlamentului. Pentru noi e doar normal că nu mi se pare nimic deosebit în chestia asta. Nu mi se pare că de fapt asta ar fi normalitatea. Zine câteva vorbește zi. În primul rând, am curios care este originea numelui. Cum se pronunță? Zeidler, da? Zeidler. Și adevărul e că eu sunt bucureștean din 2011. Înainte am fost Oradean, cred că m-am născut Oradean. Și de acolo și numele. Iar ceva despre mine, de când sunt bucureștean, mi-am descoperit apetența pentru și mai mare, de fapt. Pentru mișcări civice, așa că sunt unul dintre cei care eram seară de seară în stradă la Roșia Montană, la Colectiv și mai apoi chiar și la protestele foarte recente, unde când nu rămâneam peste noapte în Parlament, fugeam în Piața Victoriei. Te-ai lucrat și poți de consilier, nu? Înainte am fost devenit deputat, dar am fost consilier local în sectorul 1 pentru 6 luni. Da. Alături de noi va veni și, de fapt, a venit deja și Florina Presadă, senator. Florina, poți? Se dă mai aproape microfonul? Nu știu, dacă închis sau... S-a închis. S-a închis sau... E pe on. Repetăm? Da. Nu, ne puteți spune dacă se aude sau e o problemă, se aude mai încet sau nu se aude deloc? Rugăm cei care sunteți pe pagina acum să ne ajute puțin. Mulțumesc. Se aude foarte, foarte încet, spune cineva. Vorbim mai tare? Ok. Nu e nimic, ne adaptăm din mers. Da, bună seara. Bun. Ne-am amintit. Ne-am presat. Acum se aude mai bine? Să-l tragem mai aproape, că să nu trebuie neapărat să mă văd, adică important e să ne auzim pe ei. Dacă vrei, ne putem muta aici, ne pune camera pe ei. Mai am un backup. Da? Okay. Zi grea? Obișnuită pentru... Cred că așa trebuie să te auzi. Da, adică unul dintre reproșurile pe care noi le aducem este că aici mai degrabă nu trebuie să lucrează decât se lucrează. Adică luni ai ședință de grup, o oră, cel puțin la deputați, dacă că nu era și la senator, o oră de dezbatere în plen, ziua de muncă. Ok. După care avem interpelări, de am avut senzația foarte neplăcută să vorbesc în sala în fața unei sări goale, pentru că stau strict cei care au interpelări. Marți dimineața sunt declarații politice la noi de la 8:30 la 10, mai apoi dezbateri de la 10 până la 12. După aceea, după masă, avem o oră de vot final, avem marți, ședințe de comisii și miercuri, doar prin excepție, în cazul în care avem, cum am avut astăzi, ședințe de plen reunite. În rest, mai sunt, unii mai au comisii și miercuri dimineața, dar miercuri după masa și joi sunt momente total nelucrative. Da. Pe care, care noi le umplem cu dezbateri pe care le provocăm noi, cu întâlniri cu... Acum, teoretic, nu ar trebui să fie, adică noi vorbim acum strict despre ce se întâmplă într-un cadru formal în
Parlament, dar practic noi pregătim ședințele de comisie, pentru că tu primești